Două luni au trecut de când patronii saloanelor de înfrumusețare și-au suspendat activitatea. Cei mai norocoși au reușit să ocupe un loc încă din primele zile de funcționare, iar cei care nu au sunat încă trebuie să mai aștepte cel puțin 2 săptămâni pentru o programare. Programare le avem făcute din timp. Când ați reușit? Păi cam cu cât timp înainte l-am făcut. Acum depinde de... Eu, de exemplu, l-am făcut cu 1 săptămână înainte, pentru că păstrez salonul nostru, oamenii în care avem încredere, în care știm că au grijă de noi, de clienți. Cum, la ce ai apelat în perioada asta pandemiei? Te-ai tu singur? Da, mă tu-s prietena. Da. Tu ți-ai făcut o programare la unghii, pensat? Încă nu, astăzi. Am plecat să vedem dacă mai găsim un loc ceva. Astăzi este prima zi de funcționare după starea de urgență, iar administratorii saloanelor și-au luat din timp măsurile de protecție impuse de autorități. Astăzi este prima zi în care saloanele de înfrumusețare s-au redeschis după aproape 2 luni din cauza pandemiei de coronavirus. Haideți să vedem cum se desfășoară o zi normală în această perioadă. Mai întâi vă vom lua temperatura. Aceasta este o procedură pe care o faceți prima cu fiecare client. Da, deci 36,2 vă încadrați. Temperatura maximă acceptată este de 37,3 grade. Apoi vă invit să vă dezinfectați pe mâini, da. Să folosiți mănușile după mărimi, în funcție de mărimi avem, măscuța, cine nu are, și apoi puteți lua loc pe scaunul. Respectiv, depinde de serviciu pe care doriți să-l facem în salon. Clienți sunt, doar că având în vedere noile reguli, păstrăm și încercăm să le respectăm și atunci fiecare client vine la programare și nu primim pe nimeni altcineva în salon până nu-și termină serviciile pe care le are. La coafor mi-este foarte greu, pot să am doar 2 cliente într-o zi. Dacă am o schimbare de look și durează 5 ore, asta înseamnă clar mai mult de jumătate din programul meu trebuie să-l aloc cliente. La frizerie e mai simplu, pot fi 7-8 clienți pe zi, pentru că undeva la 45 de minute durează un tuns și 15 minute să dezinfectăm, să ne sterilizăm instrumentele, deci cam o oră la client. În timp ce doamnele au ajuns pe mâna specialiștilor pentru vopsit, coafat și cosmetică, domnii au revenit la hairstyliști pentru un tuns ca la carte. De cât timp v-ați făcut programarea și așteptați să vă tundeți? De 2 săptămâni. Când v-ați tuns ultima oară? Acum o lună și jumătate înainte de pandemie. Ați încercat și acasă ceva sau nu ați vrut să stricați? Nu, am vrut să stric. Vin la Răzvan de foarte mult timp și numai el îmi face freza. Al câtelea client este? Al 3-lea pe ziua de azi. Și mai aveți, lista este lungă? Da, păi avem loc tocmai săptămâna viitoare pentru tuns. De când au început programul? Cred că de acum 2 săptămâni au început să-și facă programare. Prețurile au rămas la fel ca înainte, dar hairstyliștii spun că din cauza lipsei de activitate din ultimele 2 luni au înregistrat pierderi financiare mari. Prețurile încercăm să le menținem cât putem, deși ne-au crescut cheltuielile și au scăzut încasările, având în vedere numărul tot mai mic de clienți. Momentan, undeva la un 10-5% mai încercăm să mai adăugăm, pentru că s-au scumpit absolut toate produsele și atunci nu avem cum să supraviețuim. Începând de astăzi, cei care vor să ajungă din nou pe mâna specialiștilor în înfrumusețare ajung la coafor doar cu programare și fără să aștepte în interiorul salonului.